Ce înseamnă implicarea universității în acest proiect? Implicarea universității înseamnă foarte mult, înseamnă schimbare, înseamnă transformare organizațională, înseamnă schimbare individuală, fie că suntem manageri, fie că suntem profesori, studenți, înseamnă foarte mult și impact social pentru ceilalți. Cum îți veți ajuta Asociația Învățătorilor în acest program de implementare? Ne dorim să fim foarte aproape de Asociația Nevăzătorilor, să informăm în primul rând studenții noștri care sunt în această situație, au deficiențe de auz, deficiențe de vedere. Da, așa este, avem destul de mulți studenți și să știe despre acest lucru în primul rând. Considerați că o să fie un ajutor și pentru cei care se află în facultatea dumneavoastră? Oh, da, cum să nu? Studenții care nu au astfel de deficiențe au ocazia să se implice și să contribuie prin programele de voluntariat care se pot atașa sau se pot reconfigura în direcția acestui demers și studenții pot să facă activități de consiliere, pot să fie alături de studenții nevăzători, pot să vină în sprijinul tuturor în crearea acelor dosare, aplicații pentru piața muncii și nu numai. Am să profit de această ocazie și am să vă întreb ce faceți în această perioadă de pandemie, când universitățile sunt închise, toți studenții trebuie să fie într-un anumit loc ca să poată să facă totul online. Da, vă contrazic, universitățile nu sunt închise. Universitatea din București a rămas o instituție deschisă, activitatea online s-a mutat, activitatea didactică s-a mutat în mediul virtual atâta tot, însă în rest funcționăm la capacitate maximă. Lucrăm poate mai mult cu calculatorul, ajungem să nu-l mai iubim atât de tare, dar este prietenul care ne ajută să ne îndeplinim obiectivele. Spuneți-mi, considerați că este un lucru benefic pentru studenți această perioadă în care ei lucrează numai online? Depinde de studenți, dar este o schimbare și dacă știi să profiți din schimbare, atunci nu o vezi ca pe o amenințare, o vezi ca pe o oportunitate. Noi am încercat și încercăm în continuare să îi invităm să pornească camerele atunci când suntem în spatele calculatoarelor, ca să fie ca și cum interacționăm văzându-ne. Le mai dau 5-10 minute studentelor să se fardeze, să fie gata și nu vreau ca această schimbare să lase urme nefericite în ceea ce privește socializarea și integrarea, dimpotrivă, să fie benefică. Este un moment în care universitățile s-ar putea să implice mult mai mult în asemenea cazuri, să facă de acum încolo jumătate online, jumătate cursuri? Mă întrebați așa de previziuni. Este foarte posibil, da. Sigur, noi avem niște cerințe pe care trebuie să le îndeplinim în funcție de modul în care au fost gândite programele de studii, dar le putem regândi într-o variantă care să fie, din punct de vedere al impactului, foarte eficientă și atunci varianta blended learning, în totalitate nu suntem adepții schimbării totale către online, dar varianta blended learning funcționează de multe ori. V-aș întreba, ce se întâmplă cu practica studenților? Pentru că asta este un lucru mai greoi. Da, într-adevăr, pe zona științelor exacte, practica merge un pic altfel și mai anevoios, însă avem și exemple de bune practici în ceea ce privește domeniul socioeconomic. De exemplu, la facultate la mine, practica s-a mutat în varianta aceasta electronică, pentru că vorbim de implicare în activități de antreprenoriat și atâta timp cât ele se mută în online, studenții sunt alături de potențiale angajatori și în ceea ce privește practica profesională. Anul care a trecut, studenții au dat examene. Mai greoi dau sau dat examene. Acum este posibil să se mai dea examen sau să se amâne examenele? Este vorba despre examenele de semestru. Da, sub nicio formă, nu se amână nimic, deci totul se transformă, se mută din varianta, eu știu, fizică, într-un amfiteatru, în varianta online. Există chei de securitate, cadrele didactice au fost instruite, există și acest mentorat între noi, cei mai tineri învață pe cei mai puțin tineri sau invers, depinde de la caz la caz, dar toți profesorii s-au adaptat. Cei care n-au putut au mers pe varianta orală, examen oral, au integrat această modificare în fișa disciplinei, dar examenele nu au fost amânate. Dacă s-a întâmplat, a fost pentru că studentul a ales să vină în sesiunea de toamnă. Altfel nu. Cu cine am stat de vorbă? Magdalena Platis, prorector la Universitatea din București.